sectorului 3, Robert Negoiță, anunță că poate trăi cu 46 de lei timp de 3 zile. Edilul a declarat în Direct la Decisiv ce mâncare își ia din acești bani. Vedem declarații. Mi-am dat seama ulterior ce patin s-au strânit, dar aș vrea să se înțeleagă că e probabil că exprimarea nefericită, înțelegerea pe măsură. Deci mâncați... Întrebarea era dacă sunt bogat. I-am spus că sunt foarte econom. Bun. Și într-adevăr m-ați întrebat ce am cumpărat de 47 de lei. Și ați mâncat 3 zile. Da, exprimarea nu e cea mai fericită. Banii de bani ăștia de 47 de lei, vă spun exact ce am cumpărat. Două pâini. Așa. Două sticle de lapte și două caserole, una cu humus și una cu fasole bătuță. Probabil că mai completez cu mici chestiuni. Un măr. Trebuie să vă întreb, sunteți la vreo dietă sau ceva? Faceți post intermitent din acela? Vreau să vă asigur că am mai puțin de 70 de kilograme și nu mi-e ușor să rămân la greutate, așa că sunt un pofticios. Până la urmă e viața mea, eu știu exact cum sunt eu, cei care mă cunosc știu exact cum sunt și cum trăiesc. Da, eu n-am vrut să trăiesc nimic altceva decât... Nu, am vrut să vedem exact ce ați cumpărat. Ăsta sunt eu. Bun. Nu, sunt conștient de faptul că sunt diferit de cei mai mulți. Sunt conștient de faptul că cei mai mulți au alte gusturi, au alte priorități, au alte moduri de viață, dar, repet, ăsta sunt eu. Nu pot să spun altceva decât adevărul despre mine. Chiar dacă recunosc, sunt de acord cu faptul că este puțin credibil. Dar, repet, cei care mă cunosc personal știu care e felul meu de viață.